dimineața! Azi este Sfântul Valentin. De fapt, ieri a fost Sfântul Valentin pentru mine și pentru voi probabil e sfârșitul februarie, dacă nu începutul martie. Depinde când o să am eu timp să și editez videoul ăsta. Cum soțul meu a lucrat destul de mult săptămâna asta și lucrează și azi, apropo, azi e sâmbătă, și eu la fel. Așa că ne-am hotărât amândoi să ne răsfățăm și azi trebuie să mă decazez de aici, de la hotelul ăsta. Ne-am cazat pentru o noapte la un hotel cu spa pe o insulă de aici, din Budapesta. Hai să mergem! Check-out-ul este la 10 la hotelul aici și este 10:10. Deja am mâncat din pâine și nici măcar nu mi-am strâns catrafusele. Sper să nu intre camerista peste mine. Called you up, said I need you now, cause I'm losing patience. By four, you were knocking on my door. I said love is a two-way road, he don't care no more, am I going crazy? Cum nu suntem pregătiți pentru asta, voi merge la mall să fac niște shopping. Put the records on to replay, dance till we couldn't see straight. Check-in-ul în noul hotel este la ora 3 p.m. Mai am câteva ore de pierdut, așa că mă voi delecta cu ceva mâncărică, poate ceva cărniță cu multe proteine sau... ca sarmale? Dacă tot am dat cu piciorul mâncării cu minți, hai să facem lată până la capăt. Să nu fim naivi, știm că nicio mâncare de-a noastră nu e 100% românească. De fapt, toate bucătăriile balcanice sunt un mix de influențe, asta pentru că Balcanii au fost o zonă unde s-au întâlnit multe popoare. Așa că un fel de mâncare este interpretat în diferite feluri în fiecare țară. Sarmalele în Ungaria se numesc ca și în multe alte țări, varză umplută. Sarmalele mâncate de mine sunt foarte asemănătoare ca gust cu cele românești. Sunt făcute cu varză murată, se mănâncă cu pâine și smântână. Singura diferență pe care am simțit-o este că sunt foarte puțin picante, pentru că la preparare se adaugă și paprika. Într-un final de la mall și aș vrea să mă duc la hotel pe jos. Durează undeva la o oră și 25 de minute. Este a patra oară când sunt în Budapesta, cred. Și personal am cam văzut majoritatea locurilor super turistice, așa că m-am gândit că asta ar fi o oportunitate să îmbin sportul meu preferat de alergat printre străduțe cu metoda de a vă arăta cât de frumoasă și de divers culturală este Budapesta. Ei bine, mă aflu într-o zonă semicentrală și cu o abatere de 100-200 de metri de la drumul principal am întâlnit de-a lungul traseului o serie de lucruri interesante. Pot spune că este un oraș care poate mulțumi pe oricine. Ungurii s-au prins de potențialul comercial, așa că poți găsi statui, locuri de joacă, anticariate, hoteluri dubioase, săli de sport, magazine de suveniruri, chestii fun, chestii spooky. Oriunde te-ai poziționa, poți găsi ce ai nevoie în funcție de gusturile și mai ales de nevoile fiecăruia. Dacă ești religios, ai o multitudine de biserici și de locuri de rugăciune, indiferent de religie. Eu am întâlnit doar în scurta plimbare numai puțin de 3 locații. Mai exact, Biserica Sfânta Inimă, ce ține o slujbă în engleză sâmbăta la ora 5,
capela Sfântul Roh, patronul Ciumei și sinagoga ortodoxă de pe strada Kazincții. Dacă ești pasionat de artă și istorie, sunt un puhoi de muzee de stat și galerii private ce merită o privire. Bine, unele sunt clar niște mici afaceri, magazinașe ce și-au pus în titlu cuvântul muzeu ca să te atragă în mod special. Spre exemplu, uite această frizerie. Frizerie slash academie slash muzeu, hai să fim serioși. În ideea asta eu am găsit următoarele. Muzeul Steagurilor, Galeria Molnar, Galeria Ari Cupsus, minunata galerie Metal Art, adică un bar cu niște exponate interesante, Muzeul Maghiar de Electrotehnică și Opera Maghiară, acum în renovare din păcate. În drumul meu am întâlnit și Muzeul Dulciurilor și Selfie-urilor și mi-am zis, numele ăsta e prea random, trebuie neapărat să intru. Țeapă din nou. Universul știe că fac vlog și nu vrea de nesuferit ce e să mă primească. Hai că e țeapă. Avea o petrecere privată și mi-au zis să revin într-o jumătate de ore. Păi bine, mă, nimeni nu o refuză pe Cristina. Și mi-au luat coada între picioare și cu gândul la selfie-uri grandios pe care puteam să-l fac cu o bomboană în mână, am plecat mai departe. Dacă îți e foame, păi ai o multitudine de locuri pe care le poți vizita. De la ultimele dughiene până la restaurante de lux. Poți mânca pizza, langoș, gyros, hamburgeri, mâncare mexicană, mâncare arăbească, cafea și mic dejun, napolitane și ceai cu bule, poți să mănânci un pui cu Paul Surugiu, poți merge la bistro la Casimir ori la Mama Mare, poți mânca pizza motorizată sau să-ți creezi propria farfurie, asta în timp ce strada îți oferă Wi-Fi și îți tot spune să fii cu minte. De ce oare? Tot în Budapesta poți găsi locuri foarte interesante precum acest magazin de discuri din vinil super tare. De asemenea, poți găsi și chestii destul de dubioase. Spre exemplu, ce vinde acest magazin? Zebra galbenă, alcool și biciclete? Stai că nu e tot. Zebra galbenă, Segway, cărți în engleză second hand? De asemenea, poți să vezi cum e să te pupe stilul, poți cumpăra flori și flori și nici măcar nu vreau să știu ce vând băieții ăștia. What the f- Trebuia să ajung într-o oră și jumătate. Au trecut 2 ore și mai am 50 de minute pe Google Maps. Oficial. Sunt într-un pasaj, nu mă desfac cu Google Maps, am intrat, am ieșit de vreo 2-3 ori. Acum merg mult. Sper să merg bine. Tot vorbesc, strig aleluia, nu știu dacă e ceva religios sau politic, dar tind să cred că e ceva religios. După ce m-am plimbat vreo 10 minute prin pasajul ăsta, mi-am dat seama că era de fapt un pasaj care ducea pe peron la gara. Gara e asta din spatele meu. Și m-am întors, am ieșit din pasaj cumva doar peste stradă de unde am intrat. După experiența mea din pasaj, s-a făcut destul de târziu, așa că am sunat un prieten care oricum era aproape de oraș să vină să mă pescuiască. Am luat mâncare și l-aștept. Cheers! După ce am fost salvată de făt frumos,
Am ajuns într-un final la hotel. Ne-am cazat la un hotel clasic cu aspect comunist, construit în 79, însă renovat destul de recent în interior. După un scurt room tour, ne-am echipat pentru piscină. Hotelul stă pe un izvor termal și oferă foarte multe beneficii de tratament și relaxare, printre care o fântână din care poți bea apă mirositoare, dar bună pentru sănătate. Și 5 piscine în care ne-am bălăcit până s-a dat stingerea la ora 9 seara. Tristuț. Nu uita de like, de share și mai ales să apeși butonul de abonare și clopoțelul ca să primești videoul în timp real. Dacă ai timp, uită-te și pe celelalte videouri pe care le-am urcat. A doua zi, în lipsă de timp, am vizitat cam o treime din insula Margaret, însă cu siguranță mă voi întoarce. Insula numită anterior Insula Iepurilor are 2,5 km lungime și a fost o lungă perioadă locația mai multor biserici și mănăstiri, printre care și una dominicană unde a trăit și Margareta, fata lui Bela al IV-lea al Ungariei, de la care a primit și numele în secolul al XIII-lea. Toate au fost distruse ulterior de către turci, a fost locația unor lupte sângeroase cu sovieticii în al doilea război mondial, iar acum este o locație plină de verdeață în mijlocul unei metropole atât de aglomerată. De asemenea, poți găsi memorialul centenial de la unificarea orașului în 73, o grădină zoologică, o fântână muzicală, strandul Palatinus, iar noi am văzut o grădină japoneză și un turn de apă octogonal. Acest platan londonez nu are nici mai puțin, nici mai mult de 197 de ani.